Pentru ca orașul Chișinău să ajungă la nivelul unei metropole europene, ar fi nevoie de cel puțin 365 de milioane de euro, potrivit unui document strategic de planificare și dezvoltare a capitalei Republicii Moldova. Acest cost este desigur estimativ. Documentul a fost realizat cu ajutorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a fost plătit de Ministerul Finanțelor din Austria. Documentul intitulat Chișinău Oraș Verde presupune dezvoltarea pe șapte direcții prioritare la nivelul municipiului, în special aspectele de energie, aspectele de apă, deșeurile solide, industria, utilizarea terenurilor și, nemejlocit, transportul public. Din cifra estimativă de 365 de milioane de euro, aproximativ 150 de milioane ar fi necesare pentru îmbunătățirea transportului. Aici vorbim despre reparație drumurilor, construirea parcărilor sau reînnoirea parcului de autobuse și trolebuse. Am menționat de 50 de trolebuse, 150 de autobuse, 200 de stații renovate în următorii 5 ani trebuie elaborat un studiu de fizabilitate, un proiect clar cu o propunere. Extinderea rețelei de trolibuse este foarte importantă, dacă s-ar putea face. Pentru această activitate este cea mai mare sumă estimată de buget, a spus Ciprian Popovici, expert România.